Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a declarat că, înainte de a fi decis un curs extern al țării noastre, trebuie creat un sistem democratic eficient. Pentru stabilirea cursului politicii externe și al politicii de securitate, e necesară crearea unui sistem democratic viabil, dar mai întâi trebuie aflată și opinia societății vis-a-vis de aceste probleme, a precizat Tapiola. Referindu-se la cererea de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, oficialul a spus că depunerea acesteia acum ar fi prematură. Noul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, a declarat că este un politician prorus care reprezintă interesele cetățenilor din autonomie, majoritatea dintre care împărtășesc viziuni proruse. În același timp, mă voi strădui să am relații constructive cu autoritățile centrale și voi face tot posibilul ca chestiunea poporului găgăuz să fie inclusă pe agenda discuțiilor. Politicienii și guvernarea din țară fac o mare greșeală că nu-i acordă autonomiei atenția cuvenită, a mai spus Irina Vlah. Pe 15 aprilie, la Cumrat va avea loc ceremonia de învestire a noului bașcan. În urmă cu 6 ani au avut loc violențele din centrul capitalei, izbucnite în urma anunțării rezultatelor preliminare ale scrutinului parlamentar din 5 aprilie, la care Partidul Comuniștilor a acumulat cel mai mare procentaj de voturi. Protestele au degenerat în acțiuni violente ale mulțimii nemulțumite ieșite pe străzile Chișinăului. În rezultat au fost distruse clădirile administrației prezidențiale și a parlamentului. Recent, în așa numitul dosar 7 aprilie, au fost condamnați fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, dar și polițistul Ion Perju. Fostul președinte român Traian Băsescu a declarat la un post de televiziune de la București că între Moldova și Ucraina s-a format un zid pe de o parte, dar și între Uniunea Europeană pe de altă parte, și asta în virtutea celor întâmplate în Ucraina. Semnalul Moscovei a fost foarte clar: orice drum al Ucrainei către Uniunea Europeană înseamnă intervenție militară, a mai spus Băsescu. Întrebat dacă României ar fi trebuit să-i fie frică de Moscova, Băsescu a spus: frică nu, dar ar trebui să fie îngrijorată. În timp ce exporturile Republicii Moldova către Uniunea Europeană s-au majorat, atingând nivelul de 67,3%, ponderea statelor CSI s-a diminuat cu 20%, arată datele Biroului Național de Statistică. Iar această situație, potrivit experților economici, este cauzată în mare parte de reducerea livrărilor către Federația Rusă și Ucraina. Cifrele Biroului Național de Statistică mai arată că în primele 2 luni ale anului, țara noastră a exportat în UE mărfuri în valoare de 210 milioane de dolari, ceea ce reprezintă peste 2/3 din totalul exporturilor moldovenești. În același timp, transferurile de mijloace bănești din străinătate sunt în scădere cu peste 20% în primele 2 luni ale anului curent. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, în lunile ianuarie și februarie 2015, remitențele au atins cifra de 147,45 de milioane de dolari, fiind în scădere cu 22,8% față de aceeași perioadă a anului precedent. Astăzi, creștinii ortodoxi de rite vechi sărbătoresc Buna Vestire, care marchează ziua când Fecioara Maria a aflat vestea că îl va naște pe Iisus Hristos. Potrivit Sfintei Scripturi, cel care i-a spus despre aceasta a fost Arhanghelul Gavril. Buna Vestire este una dintre cele 12 mari sărbători din an închinate Maicii Domnului. Exerciții cu rachete, obuze și torpile vor fi efectuate de nave militare ruse în Marea Baltică. Potrivit anunțului Comandamentului Vestic al Armatei Ruse, la manevrele navale participă 15 nave militare și ambarcațiuni de escortă. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat că nu se opune organizării unor referendumuri pe tema autonomiei în regiunile estice ale țării. Rebelii din regiunile Lugansk și Donetsk au cerut încă de la începutul conflictului autonomie, dar revendicările lor fuseseră respinse de administrația pro-occidentală de la Kiev. Bulgaria va ridica de-a lungul frontierei un gard lung de circa 160 de kilometri și asta pentru a se proteja de fluxul de imigranți și teroriști care se infiltrează în țară. Criza din Siria a făcut ca 10.000 de refugiați să intre în Europa. Oficial, în 2014, în jur de 200.000 au pătruns în Europa pe mare și pe uscat. O bombă a explodat luni în fața sediului companiei Microsoft din capitala Greciei, Atena, deflagrația provocând doar pagube materiale, nefiind înregistrată nicio victimă. Potrivit poliției, nicio grupare nu a revendicat atacul.
Fostul lider cubanez Fidel Castro, de 88 de ani, a vizitat recent o școală din Havana. El a participat la o întâlnire consacrată Venezuelei, marele aliat al Cubei. Pozele le arată într-un microbus dând mâna cu venezuelieni care ajung la el prin geamul mașinii. În ultimul timp, Castro nu prea a avut apariții publice din cauza stării de sănătate precare.